o distanță? Extra! Extra! Citiți despre asta! Sala profesorilor se va extinde! Ce de ultima oră, Monica? Ziarele sunt pe calea de dispariție. Despre ce a fost asta? Nu știu. Hei, Monica, am un alt titlu pentru tine. Extra, extra, cei mai importanți oameni de știință ai lumii au confirmat, Tracy este aiurită. Nu este așa amuzant. Da, dar am făcut-o eu. Știi, niște-ți-vă? Ați fost să mă liniștiți? Încep să mă îngrijorez. Probabil că ați auzit veștile bune. Școala va lansa un post de știri TV. Lăsați-mă să termin, lăsați-mă să termin. În primul rând, trebuie să alegem reporterul coordonator de știri. Așa că vom avea un concurs. Cine e interesat va face un exemplu de reportaj pentru o știre. Da! Voi fi numărul 1! Trebuie să pare puțin mai entuziasmată decât de obicei. Ăsta nu e semn bun. Ora de maximă audiență! Domnule Fit, doamna Perlă, nu avem nevoie de emisiune de știri. Avem deja ziarul școlii. Dar televiziunea este viitorul. Serios? Credeam că internetul este viitorul. Monica, ce zici să ni te alături lui Owen și mie în juriu? Cum? Asta nu bine. E... Măcar așa mă pot asigura că alegem pe cineva cu puțină credibilitate jurnalistică. De ce ar vrea cineva să pierdă timpul cu un post de știri TV? Pare că ar fi multă muncă neplăcută, dacă mă întrebi. Din păcate, reporterul și echipa lui de știri vor trebui să lipsească de la oră în fiecare săptămână și să-și filmeze reportajul. Stați! A spus ce cred eu că a spus? Să nu vină la oră! 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 Oră. Bip, 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 știre de ultimă oră! Trebuie să pierde concursul de prezentator în fața lui Angelo! Am găsit asta pe internet! Papagal dispărut, ani de zile se întoarce. Vorbim spaniola! Ah, Poli vrea un furtec! Nu prea cred. Trebuie să facem o știre care va atrage juriul. Ce zici de chimie avansată? Oh, știu! Artă plictisitoare! Nu e asta! Sunt în impas! Hei, asta e! Unde, ce, cum? Tuturor le place să mănânce corect? Deci, cum ar fi să facem ceva despre cantina școlii? Sunt aici cu Schmidt, tipul cu prânzul de la școală. Tipul cu prânzul? Schmidt, șef, este un maestru bine pregătit în arta pregătirii prânzului la școală. În regulă! Bucătar șef Schmidt, care e ultimul tău preparat? Privește și învață, Avice! Și iată, mâncare pentru copii. Da, vin destul de des aici. Știu clienții fideli, de fapt, și eu sunt unul. Și folosesc produse locale de la supermarketul din oraș, cred. Dacă mă filmezi, cum aș putea să fac o fotografie fulger? Și săptămâna viitoare, nu pierdeți partea a doua din reportajul nostru despre cantină. Resturile de o lună. Legendă urbană sau realitate? A, frumos! Și totul prefăcut ca un adevărat prezentator. Mulțumesc, cred. Regula numărul 1. Dacă vrei să fii un adevărat prezentator, vorbește cu o voce profundă, ca aceasta. Și regula numărul 2. Să nu te vadă cum transpiri. Regula numărul 3. Uite-te la fiecare cameră cel puțin o dată. Camera din stânga, camera din dreapta, camera centrală, camera de jos, camera de sus. Salut, Cher! Cum merge editarea? Și gata! Oh, incredibil! Da. Nu vine să-mi cred! Uite-te acum! Mă pricep de minune! Cum? Wow! A terminat repede! Reportajul tău e minunat, Tracy! Nu-mi place cum sună asta! O epidemie de proporții incomparabile a infectat școala noastră. Studenții suferă. Consecințe dramatice. Vinovatul? Guma. Guma de mestecat mi-a stricat în totalitate blugii preferați. Mi-a distrus viața? Nu pot să cred! Această pacoste este interzisă la școală și totuși... Da, omule! Obișnuiam să mestec o dată sau de două ori pe săptămână. Acum consum cam două pachete pe zi. E greu pentru maxilarul meu. Cum a face la domnului Fit să aibă gust de căpșuni? Dă-mi asta! Om, 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 om. Wow, reportajul lui Tracy chiar este bun! Nu-mi place să o spun, dar poate noi nu suntem făcuți pentru treaba asta cu știrile. Ar fi o rușine, văzând că avem o nouă știre care îi va da pe spate pe toți. Bună ziua! Eu sunt...
spune numele tău și acestea sunt știrile. Oh, Manetti, trebuie să spui numele tău. Numele tău? Nu, numele tău este Manetti. Cine? Oh. Ce? Bună, bună, eu sunt Manetti. Cineva vorbește în urechea mea! Dă-l afară, dă-l afară! Poate ar fi trebuit să mă fi asociat cu Tracy din prima. Următoarea strategie, marea știre, mai mare decât a lui Tracy. Ca să se știe, cred că asta nu e o idee bună. Amice, e datoria noastră jurnalistică să aflăm ce se întâmplă cu adevărat în sala profesorală. De când? De acum 5 minute. Și acum, pentru marea știre. Așteptați? Așteptați? Ceai de zmeură? Nu, nu, ceai verde. Zmeură? Mâncărime. E la fel de interesant ca acel canal unde poți urmări cum se usucă vopseaua. Nu vă faceți griji, prieteni, va veni. Asta e marfă bună, omule. Asta-i știrea. Ce cauți aici? Ce s-a întâmplat aici? Ce ați schimbat? Ceva ilegal? Telefoanele confiscate de la elevi? Pachete de sos furate de la cantina? Cartonașe de colecție cu jucători faimoși de cricket? Ha, ha, ha! Zâmbiți! Tocmai ați fost păcăliți de Angelo! Nu, nu, al meu! Dar tu deja ai două cu el! Știri care să facă senzație! Am rămas fără idei! Ce faceți, codașilor? Știrea mea va câștiga, cu siguranță! Gândiți-vă la toată puterea pe care o voi deține ca prezentatoare! Voi opri guma de mestecat ilegală pentru totdeauna! Hei! Mi-ai luat-o din gură! Și gândiți-vă la schimbările pe care le voi putea face! Vorbitul urât pe păruri! Uniforma școlară! Brățări cu depistare GPS! Wow! Este aiurită! Nu o putem lăsa să câștige acest concurs! Trebuie să facem cel mai bun reportaj de știri din totdeauna! Asta e! Am încercat să venim cu ceva impact puternic, așa cum este reportajul lui Tracy, dar poate ar trebui să ne schimbăm direcția! Bună, Joe, mama! E în regulă! Gândește-te doar la mâncare de pisici și lapte cald! Totul va fi bine! Există atât de multe știri neplăcute, oamenilor le plac poveștile care fac să se simtă bine. Și la afară de asta, Monica și Perla au o slăbiciune pentru pisici. Săptămâna viitoare, pregătiți-vă pentru un reportaj despre dulapuri. Sunt necesare și dacă elevii și-ar căra cărțile peste tot, atunci am putea să nu mai mergem la ora de sport. Și acum pentru un reportaj de știri care să ne înveselească. Toată lumea a vorbit despre Joe Mama, pisica aiurită care a creat un vuiet pe internet. Aiurită! Și avem un interviu în exclusivitate cu Felina Star în persoană. Joe Mama, mulțumesc că ți-ai făcut timp să vorbești cu noi. Cum este să fii un model pentru toți fanii tăi? Preferi mâncare mai bună zilele astea? Ți s-a urcat faima cumva la cap? Vai, câtă modestie! În regulă, cred că am văzut destul. Da, chiar așa, trebuie să ne hotărâm. Haide, haide, haide! Am fost foarte impresionat de investigația lui Tracy despre traficul de gumă. Dar reportajul lui Angelo a fost modelul de știre ușoară de care cred că lumea are nevoie. Nu aleg pe niciunul din ei. Angelo și Tracy nu au respectat codul etic al jurnaliștilor. Am documentat tot. Tracy a mituit copiii ca aceștia să spună ce vrea ea. Și scena unde au făcut schimb de gumă de mestecat a fost înscenată. Tracy, cum ai putut? Ce așa mare lucru? Jurnaliștii adevărați probabil o fac tot timpul. Și a lui Angelo a fost la fel de rău. Am analizat imaginile sale, a folosit efecte speciale. Adică nu a fost real? A fost o pisică adevărată? Angelo, Tracy, sunteți amândoi descalificați. Oricum, n-am vrut să fiu niciodată în clubul vostru absurd de știri TV. Deci, cine va fi prezentatorul? Acest DVD, eu sunt. În regulă, Manetti. Să vedem cum arată.
A cui nume? Numele tău! Numele tău? Numele tău! Numele cui? Numele meu! Numele tău! Nu! 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 Niciodată nu-mi ving! Oh, am o idee! De ce nu vă aliați să faceți știrile împreună? Și Monica poate fi prezentatoarea. Cred că asta ar merge. Bip, 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 bip. Știre de ultimă oră, Angel va putea să plece de la ore.